Dacă introduc această dimensiune pe coloană, o să trebuiască făcut o combinație între dimensiunea anterioară și această nouă dimensiune, număr de angajați. Practic, în momentul ăsta se studiază nu numai răspunsul la felul în care s-a răspuns la întrebare și proveniența, din ce județ vine omul intervievat, ci și de la ce firmă vine, de la o firmă sub 10 angajați, de la o firmă peste 10 angajați, și lucrul ăsta se face pe fiecare județ în parte. Iată, în momentul ăsta putem vorbi de o analiză folosind trei dimensiuni. Dacă mă interesează să folosesc combinația dar pe cealaltă axă și luând în calcul și răspunsul la întrebarea privind evoluția, o să merg pur și simplu pe număr de angajați și mut pe linie. Faptele sunt colecția ale cuantificării. Faptele trebuie privite în directă legătură cu ceea ce dorim noi să analizăm. Iată, aici e simplu de înțeles că se dorește a se analiza felul în care s-a răspuns la o întrebare și câți oameni au răspuns într-un fel, câți oameni au răspuns în alt fel. Însă, lucrul ăsta s-ar putea să ne intereseze nu neapărat ca valoare efectivă, câți au răspuns într-un anume fel, ci ca, și ca poate, procentual sau prin prisma procentajului. Și nu pe coloană, row in column percentage. Asta înseamnă procent din total. În exemplu pe care l-ați văzut anterior cu vânzările, exemplu de aplicație de analiză tradiționale, faptele erau strict legate de specificul depozitului de date și al cubului, evident, care era centrat pe vânzări. Se cuantifica ce anume s-a vândut, în ce cantitate, pentru ce produs și așa mai departe. Deci vânzarea, unitatea vândută era, dacă vreți, fapta pe baza căreia se constituia, în fapta pe baza căreia se elaborau toți indicatorii analizați în acel context. În teoria bazelor de date, care servesc ca suport pentru crearea acestor depozite de date, una este baza de date, care este suportul, și altceva este depozitul de date care se construiește plecând la o bază de date, aceste fapte se regăsesc în tabele de fapte. Tabelele de fapte sunt acele tabele din baza de date care au cele mai multe înregistrări. Și ele servesc practic ca sursă pentru definirea indicatorilor de analiză și se leagă de toate celelalte tabele care servesc la construirea dimensiunilor. Asta ar fi legătura dintre modelul multidimensional și modelul relațional. Operații asupra hipercubului, iată, o operație de detaliere de care am vorbit, pe care am exemplificat-o tradițional. La noi lucrul ăsta s-ar putea face dacă construim, de pildă, un indicator pe județ, să calculăm, de pildă, o medie pentru Moldova. Două zecimale. Iată, aici operația de detaliere nu se mai realizează cu plus, ci cu link, sub formă de link. S-a văzut foarte clar. Și dacă vreau să mă întorc, dau back și voi vedea toată situația. Suceava. Ia să schimbăm un pic să apară toate valorile. Deci, iată o operație de detaliere
în acest context. Ca să ne întoarcem, am mers, am văzut, pe, din nou pe categorie și am afișat valorile. Deci, iată, față de aplicația tradițională în care se lucra cu simbolul acela plus, minus, detaliere, sintetizare, aici se lucrează cu link. Este, dacă vreți, o metaforă specifică aplicațiilor web, linkul acesta. Operația de sintetizare, operația de secționare, defalcare și pivotare. O să le argumentăm în cele ce urmează. Iată ce ar însemna o operație de detaliere. De pildă, aici sunt pe axa produse, axa OY, axa OX, strict în contextul acesta, localizarea, și axa OZ, sau axa de adâncime, să zicem, pe dimensiunea temporală. Dacă vreau o detaliere pe articole de alpinism, spunând că aș mai avea subproduse, dau click pe linkul acesta sau pe plus și să-mi apară strict din toate celelalte perspective, deci anii și localizarea, dar doar pentru articole de alpinism. Se vede că 953 este suma dintre 180, 932 și 632, adică încălțăminte, accesorii de agățare și echipamente de protecție, toate incluse, toate subproduse din categoria articole de alpinism. Pentru produsul articole de alpinism. La fel, 996, suma pe verticală, dintre 195, 136, 665 și 977, suma celor de pe a treia coloană, aferente Europei de Sud, pe anul 2004. Iată, operații de detaliere. Invers ar însemna să dau din nou click pe acest link sau să dau back sau să dau pur și simplu dublu click și să mă întorc, să nu mai văd detaliat, ci să văd doar pe componenta de la nivel superior, articole de alpinism, și fără să mai văd în detaliu. Deci cele două operații sunt opuse, ca să zic așa, detaliere, sintetizare. Operația de secționare ar însemna ca eu să văd doar sau să extrag din cubul inițial doar anumită felie pe o anumită dimensiune. De exemplu, pe dimensiunea timp, extrag doar felia pentru anul 2004. Toate celelalte nu mă interesează. Spunem că în 2004 s-a întâmplat un anumit fenomen, zicem, a avut loc o scădere a vânzărilor și vreau să analizez care dintre produsele avute în vedere și pe ce zone s-a întâmplat acest lucru. Slice. Slice înseamnă secționare, mai înseamnă și felie, afelia. Dice, defalcare, ar însemna că din cubul de date inițial extrag un subcub. Adică nu fac o feliere, nu iau doar o singură valoare pe dimensiune, ci mai multe. Iată, din toate produsele, toate cele 5, m-au interesat doar 3. Pe restul dimensiunilor, timp și localizare, au rămas toate valorile. În acest exemplu, putea fi un subcub care să conțină doar 2 ani, doar 2 zone și doar 3 produse, de pildă. Deci nu neapărat să le mențină pe, să mențină toate valorile pe celelalte două dimensiuni, ci puteau fi defalcări simultane și pe celelalte două. Operația de pivotare sau de schimbare a axelor. Asta este o operație interesantă pe care o putem argumenta foarte ușor și la nivelul City Audit, la nivelul aplicației de analiză din City Audit, care înseamnă, de pildă, să schimbăm axele de analiză. De pildă, ceea ce este în planul superior este adus în planul din față. Adică articole de camping, pescuit, alpinism, biciclete și culturism trec în adâncime, pe axa OZ. Și axa timpului vine în prim plan pe axa OY. Aceasta este o rotire
dacă vreți, în adâncime. Rotirea se poate face și în planul din față. Iată, în cazul nostru ar însemna să ducem județele de pe axa OX pe axa OY, iar cele două dimensiuni la care se face produs cartezian de valori, ca să se poată afișa simultan, să le ducem de pe axa OY pe axa OX. Lucrul ăsta se poate face foarte simplu, în felul următor. Două clicuri. Move to row, move to column, move to column. Și iată, pur și simplu s-au inversat. La ce servește operația asta de pivotare? Este o operație de cele mai multe ori din considerente de privire, de vizualizare a datelor și este strict legată de interfață. De exemplu, dacă aș avea foarte multe județe, așa cum sunt restricționat de dimensiunea acestei ferestre, care este mai mult înaltă decât lată, dacă am multe valori pentru județe, este mai comod să le privesc pe axa OY. Deci pivotarea și-a avut sens în aceste condiții. Dacă aș fi avut mai multe valori aici, așa cum se și întâmplă, poate era utilă forma de dinainte. Deci, iată, este în strictă legătură cu felul în care arată interfața. Dacă am un monitor mai lat și fac full screen, iată, poate e avantajoasă perspectiva asta de vizualizare. Oricum, instrumentul are și acest buton care permite ascunderea categoriilor din stânga, tocmai pentru a facilita, analiza, a lăsa mai mult spațiu pentru instrumentul de analiză, astfel încât variabilele și descrierea lor să treacă în plan secund. În continuare, îl voi lăsa pe Alex să detalieze câteva lucruri legate de Nestar, care este în spatele aplicației de analize City Audit.